Drumul efectiv a fost spălat de ape, ce e aici, ce alunecare de teren, atac așa prin învăluire, prin spate. Ce de bolovan sunt pe aici, băi frate, bă, și în urcare, cu muntele nu te joci, nu se mai vede efectiv nimic, încolo, în jos, ar trebui să fie, cred că, Valea Rea, însă nouă ne plac coborârile pe potecă. Hopa! Aoleu, ce e aici? Uite aici dacă te țin balamalele, să te duci. Salutare! Hai că într-un final am ajuns și la cabana Voina, e acolo mai sus. Vom începe o tură în munții Iezer, sunt cu Cristi, care are o nouă bicicletă, Santa Cruz, poate o vedem pe traseu, poate o și testăm. Așa că urmăriți clipul până la final, pentru că se anunță unul cu peripeții și interesant. Traversăm chiar acum pârâul Târgului. Un pârâu care se varsă, care formează lacul de acumulare Râușor. Am început tura destul de târziu, e aproape ora 14. Asta pentru că de dimineață am dat nas în nas cu un front de furtună undeva în apropierea Câmpul Lungului. Găsiți pe canal un short intitulat Fugăriți de furtună în munții Iezer Păpușa. Ăsta e barajul Râușor, unde cotim la dreapta. Încă rulez pe modul off al bicicletei, pentru că tura se anunță una nu foarte lungă, dar cu multă diferență de nivel, undeva pe la 1700 de metri. Așa că trebuie să fac un pic de economie. Văd că drumul a fost asfaltat până aici la coada vestică a lacului. Au ajuns mulți turiști cu mașinile. Ținem stânga și începem urcarea pe Valea Râușorului. Un pârâu care se varsă în coada vestică a lacului de acumulare. Da, acest lac are două cozi, cea nordică și cea vestică. Pe măsură ce tot avansăm, drumul devine din ce în ce mai accidentat, mai ales pe aici, pe unde intersectează diverse pâraie care spală drumul, mai ales la ploi abundente. A început să și picure, dar trag totuși speranța că nu va ploua mai mult de atât. Chiar dacă nu e foarte cald, sunt undeva pe la 18 grade Celsius, umiditatea atmosferică e foarte mare după ploaia de dimineață, așa că transpir din belșug. După ce am urcat pe vale o perioadă bună, acum drumul face stânga în ac de păr și începe un urcuș mai susținut pe versant. Muntele Iezer Păpușa e un masiv care nu se dezminte, nu se lasă ușor cucerit, în ciuda acestui drum destul de accesibil către culme. Și ajungem într-o zonă în care drumul efectiv a fost spălat de ape, de apele acestui pârâu. Încerc să traversez această porțiune pe bicicletă, mai patinează roata din spate, dar hai că am reușit. Deci fiți atenți! Ce e aici? Ce alunecare de teren! Așa că mă grăbesc să trec repede, că nu arată bine. Văd aici că drumul a fost un pic stabilizat cu niște bușteni bătuți, dar nu e bine să zăbovești în astfel de zone. Trag un pic de mine să urcăm mai repede, că e târziu, e trecut de ora 15 și parcă totuși nu vine să cred că am făcut această urcare acum câțiva ani cu bicicleta clasică. Pe aici pădurea arată destul de sinistru, o mulțime de brazi căzuți și pe stânga, dar și pe partea dreaptă. Cam aici se produce ieșirea în golul alpin, e un drum pe creastă în stânga, dar noi ținem dreapta. Până aici am parcurs peste 20 de kilometri și am urcat cam 800 de metri în altitudine. Am ajuns pe la vreo 1600 de metri altitudine.
E o stână acolo abandonată. Facem o pauză de gustare, după care vom continua urcarea. Sperăm să se mai limpească și cerul. Am încheiat pauza și continuăm cu o zonă foarte accidentată. Urcăm destul de anevoios, dar totuși rămânem așa. Ia să văd aici. Porțiunea nasoală încă nu s-a încheiat. Dar oarecum reușim să șerpuim așa de pe stânga pe dreapta. Deci ăsta e drumul pe care am urcat noi. Se vede în golul alpin. Și a venit așa pe versant, tocmai din valea aia de jos. Ia uite și oile, cum pască liniștite aici în golul alpin. Dar din păcate deja ne-au văzut câinii. Atac așa prin învăluire, prin spate. Dar ne-am oprit repede, ne-am dat jos și văd că momentan s-au oprit și ei. Nu urcă încă, că sunt... Nu urcă, eu pe lângă așa. Da. 2, 4, 5 aici, dar eu știu ce-o fi mai încolo. Stai, hai, colo așa încet și... Da. Cred că ne lasă în pace. Am scăpat totuși repede de atacul câinilor. Un atac mișelește, așa pe la spate. Iar acum am început coborârea spre Șaua Portăreasa. Aici altitudinea este de 1839 de metri. Dar urcarea noastră continuă în față. Uitați drumul cum șerpuiește. Și vârful e înconjurat de nori, nu se vede. De altfel, acest drum este extrem de bolovanos, plin cu grofotiși, cu bolovani instabili, așa că trebuie să fii precaut chiar și pe urcări. Lăsăm lacul pe partea dreaptă, iar după Șaua Portăreasa, urcarea continuă și continuă destul de serios și de susținut. Sincer să fiu, nu cred că m-aș mai întoarce vreodată la bicicleta fără motor. Ce de bolovan sunt pe aici! Băi frate, și în urcare! Abia rămân așa. Am intrat complet în ceață și acum efectiv orbecăim. Norocul nostru e faptul că am mai parcurs acest traseu în urmă cu câțiva ani și îl cunoaștem. Pe o astfel de vreme ai toate șansele să te rătăcești. Nu recomand nimănui să urce pe munte într-o zi cu vreme instabilă ca astăzi. Cu muntele nu te joci, muntele poate pune probleme, îi poate surprinde chiar și pe cei cu experiență. Nu se mai vede efectiv nimic. Cristi e doar la vreo 10-15 metri în față și abia îl zăresc. Aici în stânga e un drum forestier care urcă sau coboară, cum vine de sensul în care îl parcurgi, spre Gămăcești. E marcat cu triunghi roșu și, dacă nu mă înșel, e și o variantă spre Valea Rea, din Munții Făgărași. Aș vrea cândva să parcurg și acest drum, de preferat în urcare, dar nu prea știu, nu prea am inspirație cum să-l leg într-o buclă. Nu știu nicio coborâre ciclabilă care să o abordez și, bineînțeles, care să nu se suprapună cu traseul pe care îl fac azi. Dacă vreunul din voi știe, vă rog să-mi lăsați un mesaj în comentarii. Poate se duc acești nori, să putem admira și noi peisajele, că suntem efectiv în creasta principală a munților Iezer Păpușa. Ia uite ce frumos luminează soarele acest versant din creasta principală. În jos spre vale e încă înorat, nu avem priveliște. În partea stângă, dacă n-ar fi fost nori, s-ar fi văzut Munții Făgărași. Iar în partea dreaptă, fix după culmea, unde este Cristi, s-ar fi văzut
până hăt departe spre barajul Râușor. Uite și patru cai frumoși care sperăm să nu ne alerge. Suntem undeva pe la 2200 de metri alțime. Trec așa mai departe de ei. Tocmai ce m-a informat bicicleta că nivelul bateriei a ajuns la 30%, însă urcarea se cam apropie de final. Până aici am urcat peste 1500 de metri diferență de nivel. Ăsta e peisajul din creasta principală a munților Iezer-Păpușa, pășune alpine și bolovăniș. Tocmai ce am lăsat în spate, pe stânga, vârful Iezerul Mic, 2409 metri altitudine. Noi am trecut un pic sub el, pe la 2300 și ceva. Suntem în zona de maximă altitudine a traseului, la peste 2300 de metri altitudine. Încolo, în jos, ar trebui să fie, cred că, Valea Rea. Încă e zăpadă, se vede un petec acolo. Iar aici, în partea dreaptă, ar trebui să se vadă celălalt versant al munților Iezer-Păpușa, dar e ceață. Cum a fost, Cristi, urcarea până aici cu noua bicicletă? Mult mai ușoară decât fără baterie, mult mai grea decât mă așteptam. Să-și ia lumea e-bike sau nu? Categoric da, ca să atingă locuri alte mai culmi, îndepărtate, distanțe mai mari. Și acum să înceapă coborârea. E totuși destul de frig aici în creastă, așa că ne-am pus jacheta și mânușile de iarnă. Voi păstra o viteză moderată ca să nu alunec cu aceste pietre, să-mi rup gâtul. Am urcat destul de susținut până aici, doar cu scurte pauze de câteva minute și o pauză cea mai lungă de un sandwich. Aici în dreapta e ca o groapă așa, în care încă e zăpadă. Uite, rododendronul încă e înflorit acum la mijlocul lunii iulie. Pe undeva pe aici e crucea Ateneului. Se vede ceva așa prin ceață, foarte slab. Iar undeva jos trebuie să fie lacul Iezer și refugiul. Uite, avem indicator aici, cruce albastră, punct albastru, refugiu, o oră jumate. Cabana Voina, 3 ore în stânga, pe bandă roșie, pe asta mergem și noi. Drumul continuă în dreapta, însă nouă ne plac coborârile pe potecă, așa că urmărim banda roșie, un traseu turistic care taie din serpentinile drumului. Uite drumul pe care îl traversăm și continuăm pe acest double track, care nu are totuși o pantă mare, e cu iarbă, e aderent, e exact ce trebuie. Aici e un pic mai bolovănos, dar e o adevărată plăcere. Ia uite, mai atac și niște trepte, așa, intenționat. Și jump! Bineînțeles că, ca orice creastă, poteca mai și urcă, dar noi, ca să nu urcăm, mergem pe drum. Bate un vânt rece aici pe creastă, dar ne distrăm, e nemaipomenită această coborâre. Nu e nici în cap, e destul de tehnică totuși. Tocmai ce mă pregăteam să zic, că a dispărut marcajul, dar uite-l aici pe dreapta. Și poate avem norocul să scăpăm și de ceață pe măsură ce pierdem din altitudine. Aici e o zonă mai plată, o zonă în care chiar trebuie să dăm și la pedale. Avem o priveliște de senzație. Fix în față e plaiul lui Pătru, un plai sau un picior secundar care am înțeles că e perfect ciclabil până la intrarea în pădure, iar din pădure e hard downhill.
Dar dacă ai experiență, am înțeles că și ăla ar fi ciclabil. Hopa! Parcă-s hopa mitică. Și acum fundul în spatele șeii, pentru că panta e destul de accentuată, zic eu că e pe la un 35%. Mai sunt și aceste trepte. Deja pot să zic că mă dor puțin mâinile. Coborârea e destul de lungă, dar e exact ce trebuie, exact cum îmi place mie. Săritură! Și încă una! Și încă una! Dacă intrăm într-un pasaj un pic mai accidentat, îmi place să am parte de o coborâre cu o pantă moderată și întrepte, să simt amortizoarele bicicletei cum își fac treaba. Opa, așa alunec, așa că nu pot să o las să prindă viteză foarte mare. Mă trage șleau în partea stângă. Unele s-au încălzit, dar așa se întâmplă pe coborârile lungi. Pe partea cealaltă, pe la portăreasa, pe la șaua portăreasa. Da, foarte tare, înseamnă că au progresat mult dacă v-au ținut baterie. Da, păi eu mai am 21% dintr-o baterie de 750 W/h și am 90 de kg aproape. Păcat că, uite, nu recuperează acum, n-au încă să tehnologie. Sistemul de... nu-i vorba de tehnologie, e vorba că îngreuna bicicleta. Și contează și asta. Și bineînțeles că așa și prețul automat. A fost vreodată pe culmea lui Pătru pe acolo? Da. Și cum e? Pe acolo voiam noi, dar nu aici, noi. E cam ca pe aici. Aha. Și coborâre de pădure. Și în pădure cum e? Cred că și la acolo la fel. Da. N-am pus pe aici, eu vedem acolo. Da, văd că se vede acum un drum de taf ceva, au defrișat pe acolo. Nu, că eu am alergat și în 2018. Okay. Erau mulți copaci căzuți, dar bănuiesc că de atunci au luat. Păi văd că au defrișat, adică cred că i-au extras. Plimbare plăcută. Bune, plăcuțe, drum bun și mulțumim. Din nou o zonă ceva mai abruptă și ceva mai tehnică. Ceva, bolovani. Iarbă, iarbă și iarbă. Ce frumoase sunt aceste coborâri. Opa! Frânez cât încă l-am intrat pe noroi și am aderență. Se vede în față, cred că și refugiul Găinațu. Undeva în stânga e culmea lui Pătru. Și aici panta crește considerabil. O să o las foarte încet, dar cu grijă, cu răbdare și cu viteză minimă am reușit să depășesc acest pasaj. Aoleu, ce e aici? Foarte mulți bolovani și foarte mulți instabili. Opa! Am dat și cu pedală, mai țin și picioarele, câte unul din ele așa părând în aer, astfel încât să îl pun jos în caz de nevoie. Nici să stau în picioare nu e o soluție, pentru că nu pot pune piciorul în caz de mă dezechilibrez. Ce ierburi înalte, deci dacă nu era acest drum croit, era aproape imposibil să fie de-a dreptul. Chiar acum trecem pe lângă stână, nu mai are rost să ne oprim. Și am ajuns la liziera pădurii. Acum panta va crește substanțial din ce am văzut pe hărți. Drumul va șerpui pe versant, poteca va merge de-a dreptul. Voi încerca să țin drumul, pentru că știu de data trecută că poteca coboară efectiv în cap, n-am putut să cobor pe ea. Iar bolovani, foarte mulți bolovani. Încă asta e o zonă un pic mai omenoasă, cu o pantă mai moderată și cu zone cu mai puțin bolovani. Dar bineînțeles că lumina nu durează mult. Nu mai țin, s-au încins. Deci niște bolovani aici.
incredibil pe capul meu. Ce urmează. Ia să văd dacă reușesc să rămân așa. Mă cam cheamă șleaul din partea stângă. Vă peste. Are ceva mai mult curaj decât am eu. Dacă n-ar fi fost acești bolovani, ce frumoasă ar mai fi fost coborârea asta. Așa, e un dans alandala. Și cu viteză mică. Uite aici dacă te țin balamalele să te duci. Pe aici, da. Eu nu m-am dat pe ea, n-am avut curaj. Eu mă duc pe drum. Ne vedem mai jos. Ne așteptăm la intersecție. Cristi s-a dus pe dreapta, pe acolo, pe poteca, marcată cu bandă roșie. Și pe aici fanta este mare. Estimez eu undeva pe la un 25, poate chiar 30%. Și coroborat cu acest sol îmbibat efectiv în apă, e totuși la limită. Văd dacă pot să iau virajul. Hai că am reușit. Pe aici pe undeva trebuie să vină Cristi. Vedeți că vine. Mai cu frânele. Ți-am zis să nu te bagi că e nașpa. Nu mă mai bag. Urmează acest ac de păr pe care îl voi deschide la maxim, pentru că și așa e abrupt. Și o zonă relativ plată pe care mai răcim puțin frânele. Mamă, ce moale era frâna din față. Dar după câteva manete s-a întărit. Ia să văd cum trec eu în partea dreaptă. Dacă voi reuși. Cristie, cred că a trecut undeva mai sus. Și acum trebuie să trec în stânga. Adică jos acolo ar fi cel mai indicat. Fuge spre stânga bicicleta. Opa, opa, opa. Hai că am reușit să trec. Și când mă gândesc că sunt cicliști care au preferat să facă push pe aici, chiar și cu bicicleta electrică, ca să ajungă în creasta iezerului și pentru a se bucura de o coborâre lungă pe unde noi am urcat. Nu cred că merită făcut în sens invers acest traseu, sincer. Am terminat și traseul din munții Iezer. Un traseu foarte greu, un traseu tehnic, un traseu în care am adunat 44 de kilometri și 1700 de metri diferență de nivel. După această tură, eu am mai rămas cu 19% baterie și Cristi vreo 20 și un pic la sută. Am spălat bicicletele aici la râu, vis-a-vis de cabana Voina. A fost un traseu tehnic, mai ales pe urcarea din golul alpin, care a fost foarte bolovonoasă. Nici coborârea nu s-a lăsat mai prejos. În golul alpin panta a fost mică, cel mult rezonabilă. Dar odată cu intrarea în pădure, panta s-a accentuat foarte mult și am coborât aproape continuu, doar cu mici pauze, să se răcească frânele. Pentru că amândoi am avut probleme cu frânele. La mine se muia mata din față și cam aceeași chestie pățea și Cristi. Cum a fost coborârea? Cam hardcore, dar ne-am descurcat. Cu frânele? Din păcate n-au prea ținut. Pante foarte abruptă, susținut abruptă. Suprafața nu prea are aderență. Așadar, dacă v-a plăcut acest clip, vă invit să vă abonați la canal, să urmăriți playlistul pentru a vedea și alte trasee de mountain bike pline de adrenalină. Să ne vedem cu bine din șaua bicicletei. Salut!